Vom avea astăzi o notă privind stadiul acțiunilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor declanșate de către Comisia Europeană împotriva României. În prezent sunt în curs 55 de acțiuni cu risc de infringement. Lunar vom avea o astfel de evaluare, astfel încât toate aceste măsuri care țin de Guvernul României să poată să fie rezolvate într-un termen cât mai scurt. O parte dintre acestea vor trebui însă soluționate de Parlamentul României. Insist să creștem dimensiunea europeană a guvernării noastre și să încercăm să folosim la maxim oportunitățile pe care le avem.